Consiliul Local Vâlcea în ședință ordinară. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 a 334 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare de spune. Se convoacă Consiliul Local Vâlcea în ședință publică ordinară în data 31 august 2023, orele 13 la sediul primăriei Comunei Vâlcea. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local cu numărul 25 din 19.04.2023, referitoare la aprobarea implementării proiectului de achiziție utilaj mobil pentru situații de urgență, stingere incendii și prevenire inundației în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini și stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 3, anul 2023, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2023, inițiator primarul Comunei. Și 5 diverse. Mulțumim. Doamna președintă. Ordinea de zi fiind deja prezentată, supunem la vot. Ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul proiect în ordinea de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Bucium, numărul 25 din 19.04.2023, referitoare la aprobarea implementării proiectului de achiziție utilaj mobil pentru situații de urgență, stingere incendii și prevenire inundației în Comuna Bucium, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a primirii de la OJFIR Bacău afișe de solicitare de informații suplimentare prin care mi s-a cerut să modificăm hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 25 din 19 aprilie 2023, din care s-a aprobat implementarea proiectului în sensul detalierii indicatorilor tehnici ai proiectului, precum și completarea cu lista agenților economici de pe raza Comunei Bucium. Ca urmare a acestei solicitări, am modificat anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local cu informațiile solicitate și expuse mai sus. Readuc în atenția Consiliului Local Bucium faptul că intenționăm să obținem prin GAL un utilaj mobil pentru situații de urgență, stingere incendii și prevenirea inundației pe care să-l folosim în situații critice, respectiv să beneficiem de facilitatea care a fost pusă la dispoziția Comunei Bucium în calitate de membru în această structură. Dat fiind cele prezentate, dacă sunteți de acord cu propunerea formulată, vă rog să o aprobați. Doamna președintă. Mulțumim. Dacă sunt propuneri sau discuții pe acest proiect, vă rog să vă oferiți. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Mergem la punctul 2 al ordinii de zi. Vă rog de înclima. Și A. Scuzați. Da, dăm cuvântul președintelui comisiei. Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Procedura studiat. Mulțumim. Scuze, dăm cuvântul. A supus la acord, da? Da, da, da. S-a supus că n-ai cuvântul. Nu e nicio problemă. Referat de motivarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a proiectului de sarcini și stabilirea modalității de gestiune la serviciul de iluminat public al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a constatării necesității de stabilire a documentației care să ofere cadrul legal organizatorii și decizional pentru asigurarea iluminatului public în Comuna Bucium. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 11 din 28.03.2012 s-a înființat serviciul de iluminat public al Comunei Bucium, o obligație legală la vremea aceea, fără ca organizarea și funcționarea acestea serviciu să se efectueze în mod corect, cu excepția administrării și asigurării funcționării corpurilor de iluminat, activitate executată de primărie prin forțe și mijloace proprii. Dat fiind oportunitatea oferită în anul 2021 de a participa la programul de creștere a eficienței energetice cu fonduri nerambursabile, am întocmit documentațiile necesare, am solicitat acordul dumneavoastră pentru investiția modernizare sistemului de iluminat public în Comuna Bucium, județul Bacău, acord pe care l-ați dat prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 62 și 62 din 15.12.2021. Demersurile au continuat și pentru a aduce la bun sfârșit intenția noastră s-a constatat că este necesară stabilirea unei modalități de gestiune a serviciului pentru ca ulterior aprobării contractului de finanțare, operatorul autorizat de ANRSC să poată executa activitățile de modernizare a sistemului. De asemenea, am propus aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini și stabilirea pe baza studiului de oportunitate a modalității de gestiune delegată către un operator autorizat,
cu care urmează să încheia un contractul supus analizei și aprobării dumneavoastră în această ședință. Dat fiind cele prezentate pe considerentul că proiectul de hotărâre reprezintă unul din proiectele de acte administrative importante pentru Comuna Bucim, vreau să analizați și să aprobați. Doamna mulțumim, președinte. Dăm cuvântul doamnei președinte a Comisiei de Specialitate. În urma studierii proiectului de hotărâre, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a proiectului de sarcin și stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bucim, membrii comisiei au fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Vă rog, domnul primar, punctul 3 al ordinei de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucim de trimestrul 3 anul 2023. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la prima rectificare a bugetului local pe anul 2023 cu suma totală de 0.000 lei, fiind vorba despre un transfer al sumei de 450.000 lei de la secțiunea de dezvoltare la secțiunea de funcționare. Această sumă a fost repartizată la partea de cheltuieli după cum urmează. 100.000 lei repartizate pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, unde nu mai avem bani la acest capitol. 170.000 lei pentru plata facturilor de consum, apă la SC Raja, plata energiei electrice la rezervoare și pompe, reparații curente la rețeaua de alimentare cu apă până la fine anului 2023. 180.000 lei pentru plata facturii la adis salubritate pentru perioada octombrie-decembrie 2023. Suma diminuată de 450.000 lei de la secțiunea de dezvoltare provine de la investiția extindere rețea de canalizare și deoarece în luna iunie 2023 a fost aprobat de către Consiliul Local susținerea din excedentul anului precedenți. Având în vedere cele prezentate, vreau să supuneți dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumim. În cuvântul președintelui Comisiei de Specialitate. Mulțumesc, doamnă președinte. Membrii comisiei au studiat și sunt de acord cu proiectul propus. Dacă sunt discuții pe marginea acestui subiect, mulțumim. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnule primar, să ne prezentați punctul 4 al ordinii de zi. Referat din motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2023. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedenți în cursul anului 2023 și a fost determinat de următoarele considerente. Investiția dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de la nivelul comunei Bucium, județul Bacău, a obținut finanțare și a fost semnat contractul numărul 127, dotare 2023 cu Uniunea Executivă pentru finanțare învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării, iar suma propusă a fi scoasă din excedent este necesară pentru demararea licitației, pentru încheierea contractului de furnizare a produselor până la depunerea cererilor de plată, trebuind să susținem de la bugetul local unele categorii de cheltuieli. Dacă sunteți de acord cu propunerea prezentată, rog la aprobarea proiectului de hotărâre, așa cum a fost întocmit. Mulțumim, vă rog, președintele Comisiei de Specialitate. Mulțumesc, doamna președinte. Membrii comisiei au... sunt de acord și cu proiectul propus. Proiectul fiind analizat, dacă mai sunt și alte discuții, vă rog, supunem la vot acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Mulțumim. Punctul 5, diverse. Dacă sunt probleme. Dacă sunt ei vor să știe cam pe când ați inițiat un proiect privind modernizarea și celorlalte ulițe, modernizarea cu privire la așterea asfaltului pe ulițe. Păi deocamdată avem 5 km pe Bucium. Mai depus, mai deschide acum un fond de finanțare de 1.000.000 de euro și o să încerc să mai pun un strat pe drumul comunal DC-124. Anul ăsta, deja e târziu, la anul sunt astea de făcut 5 km, plus dacă mai prindem pe cei 6 km de pus stratul de asfalt, dacă prindem proiectul, să terminăm cu ce am început, cu toate cele începute. Ce mai fi pentru 2024, e an de alegeri, da, și sunt o grămadă. Dacă ne dă
și sunt unde să poți depune asfaltare ulițele, toate ulițele din Lăcăuți și restul de Păbucium, unde este apă și canal. Din partea mea eu îmi dau toată silința, dacă pot fac, iar după mine... Potopul. Nu, după mine o să vină. Primar își face el strategia de, pentru 4 ani care eu, unul v-am anunțat, nu mai candidez. Apropo de proiectul ăsta, n-am vrut să mai intervin în plen cu asta. Cu proiectul ăsta de reabilitare a iluminatului public. Ăsta e proiectul ăla care a fost și acum un an, nu? Da. Deci se continuă. El, că am citit așa, ai spicuială puțină. Deci se va reabilita tot... Nu, se pun 400 de lei. Așa, cu LED. Cu LED, cu puncte de aprindere din calculator, cu tot ce ceva electronic. Da. Nu mai e cu patentul, nu mai e cu siguranța, nu mai Deci se vor da astea jos și se vor... 400. Deci înseamnă 400. Înseamnă de la SMA-ul, centralul tot, la Răcăuți, Buciumul tot Buciumul, a mai rămas la Răcăuți, partea din dreapta, unde sunt drumul pădurea Relân, e aproape stâlp cu stâlp, și cine, dacă sunt bani... Și ăsta alte rămâne, de exemplu, unde nu se modernizează. În Bucium, tot stâlp de care sunt domeniul public, tot stâlp de cu lăm. Și la Răcăuți, centralul tot până la SMA-ul. Deci se va unifica. Adică rămâne... Da, ăla l-am făcut din bugetul local. De la SMA-ul până la Seră, că... Era zona nouă și... Dacă sunt bani, depinde de bugetul de la an, o să prindem. O să prindem să facem, dacă îl terminăm pe ăsta, o să prindem să sume pentru pus lăm și la Răcăuți cu LED-uri toate ulițele și am încheiat să încheiem și cu Răcăuți. Mai rămân de aici, dacă nu sunt bani, mai rămân lămi bune, cu becuri economice, să pot... Pune la Răcăuți, care sunt bune, e păcat să le arunci la gunoi. Până o să vină la de culieturi și la Răcăuți, o să mai punem din astea cu economie. Consumul scade simțitor, mă vezi. Nu, o să fie. Acum, de exemplu, în comună sunt 600 de becuri și numai la Bucium o să fie 400. Cu LED-ul. Și acelea au consum, să știți că consum. Au, dar totuși nu Numărul. Încercăm ușor. Spuneți-le la cetățenii dumneavoastră că au de așteptat. Noi suntem o comună bogată. Bogată. Sunt comuni bogate, de 10 ori mai bogate decât Buciumul. Și nu are niciun sfert ce are Buciumul. Nu are niciun robinet de apă. Nici nu are niciun capat de canal. Închidem ședința.